Astăzi am fost convocat pentru ședința ordinară a Consiliului Local. Dacă aveți ceva de obiectat la procesele verbale din ședința ordinară și extraordinară. Dacă nu, să punem la vot cine este pentru. Da. Împotrivă. Dăm cuvântul domnului vice pentru a prezenta ordinea de zi din ședința ordinară. În conformitate cu dispozițiile articolului 133 al 1, articolul 134 al 1, alineatul 3, litera A, din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 0507-2019, privind codul de administrativ, și articolul 181 din legea numărul 134 din 2010, privind codul de procedură civilă, republicată cu modificările și completările ulterioare, și prin dispoziția numărul 80 din 22.03.2022 se convoacă ședința ordinară pe data de 28.03.2022. Consiliul Local Balcan, județul Bacău, în sediul primăriei Comunei Balcan, județul Bacău, sala de ședință, începând cu ora 9, având următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare aparatului de specialitate al primarului Comunei Balcan, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei hotărârii Consiliului Local numărul 4 din 30.01.2020, referitor la aprobarea coeficienților și a salariilor pe baza pentru funcțiile publice și personalul contractual din aparat de specialitate a primarului, începând cu luna ianuarie 2020. 3. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului evaluat numărul 15.896, din data din 09.02.2022, încheiat în urma acțiunii de verificare a modului de deducere la neîmplinirea măsurilor dispusă prin decizia numărul 57 din data de 15.11.2016, împreună cu decizia 57.3 din 02.03.2022. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local pentru anul 2021. 5. Proiect de hotărâre privind însușirea procesului verbal referitor la rezultatele inventarierii patrimoniului public și privat al Comunei Balcani la data de 31.12.2021. Proiect de hotărâre privind acordarea diplomei de fidelitate și a unui premiu în bugetul local pentru pe anul 2022 cuplurilor din Comuna Balcani care au împlinit vârsta sau împlinesc în acest an 50 ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistență personal ai persoanelor cu handicap grav și a numărului de indemnizații pentru 2022. 8. Proiect de hotărâre privind acordarea diplomei un secol de viață și a unui premiu din bugetul local al Comunei pe anul 2022 persoanelor care vor împlini în acest an vârsta de 100 de ani. Diverse, prezentarea raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali și ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2021. Da. Toate proiectele sunt însoțite de materiale aferente. Da. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Se abține cineva împotrivă? Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Balcan, județul Bacău. Da, dacă sunt discuții la acest punct, are numai vreo 6 pagini. 66. Mai avut hârtie? Hârtia asta mai avut? A trebuit ca să dacă nu sunt discuții, atunci supunem la vot punctul numărul 1. Cine este pentru? Toată lumea pentru. Numărul 2 din ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei hotărârii Consiliului Local
numărul 4 din 30.01.2020 referitor la aprobarea coeficienților și a salariului de bază pentru funcțiile publice și personalul contractual din aparat de specialitate al primarului începând cu luna ianuarie 2020. Da, cine se înscrie la cuvânt? Dacă nu sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru punctul numărul 2? Se abține cineva împotrivă? Trei. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului evaluat numărul 15.896 din data de 09.02.2022 încheiat în urma acțiunii de verificare a modului de deducere la îndeplinirea măsurilor dispusă prin decizia numărul 57 din data de 15.11.2016 împreună cu decizia 53 anul 3 din 02.03.2022. Da, discuții pe marginea acestui. Domnul consilier Ba. Am înțeles eu din materiale, ar trebui să ne însușim amânarea unui termen până la care se poate recupera o sumă, nu? Pentru un contract semnat în 2014, văd eu aici. Un proiect care domnul primar minte de vreo 6 ani, că e proiectul dumnealui, dar văd că a fost semnat înainte să fie el primar. Contractul de finanțare a fost semnat atunci, dar implementarea a fost... Dar implementarea n-are importanță când îi contează cine a semnat contractul, dar nu înțeleg, e doar vorba despre asta, despre amânarea termenului? E vorba de amânarea termenului pentru că avem un proces pe loc cu Conex Trust. Păi și din 2014 până acum nu s-a rezolvat? Asta este un termen pe care... Curtea de conturi a stabilit în 2016. Ce vorba nu a recuperarea unor bani care din punctul... Curții de conturi au fost plătiți, cine e justificat? Drumurile comunale, reparații și modernizare. Deci, asociat. Da. Din punctul curții de conturi trebuia să recuperăm niște bani, dar avem un proces pe rol și s-a stabilit. Adică să ne dea. Adică s-au făcut niște DC-186, niște lucrări de proastă calitate, exact cum se văd în ziua de azi, când merg la schid. Și... Care? Care? DC-186. Dar care? Că nu-i tot, că e 9,8 km. Da, și... Nu puteți spune așa cu... Da, mă... Ia spuneți. Aici nu e vorba de calitate. Deci e vorba că... Păi nu e vorba, dar poate chiar s-o fă... Dar chiar s-au făcut chiar niște spune, proste. Păi cum? Dar nu se vede când te duci la schid și fel de aia, nu se vede. Cu PNDL 1 asta s-a făcut. Asta lucrările unde? 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 De la Balcan până la schimb nu există o rigolă, nu există nimic până în capătul satului. Dar știți de ce? Deci în momentul, domnul Rață, în momentul când s-a făcut asfaltul la schimb, nici măcar nu a fost luat unul de balatru. S-a turnat exact. Asta s-o crezi matale. Ai s-o crezi, dar acum eu m-am trăit. Asta s-o crezi matale, da. Deci poate nu atunci lucrați dumneavoastră în altă parte. Nu s-o făcut lucrările cum trebuie. Nu vedeți două rânduri de asfalt și tot e crăpat până acum pentru că nu a fost consolidat. Da, dar eu știu că a fost o comisie tehnică care o aprobat, care o verificat. Unde a fost o comisie care s-a spălat bani exact cum a spus și ieri la televizor cu PNDL 1. Da, domnul președinte. Într-adevăr, s-au făcut lucrări cum s-au făcut. Ar trebui de azi înainte să nu mai facem ceea ce s-au făcut. Bun. Înseamnă că odată cu venirea dumneavoastră și cuvântul dumneavoastră greu încercat, veți face lucrări de calitate. Nu-i vorba, nu-i vorba că vei face. Nu s-a, ci, așa au fost făcute. Da. Mergem și privim nu... la ce s-a făcut în trecut. Da. Dacă mai are cineva de discutat. Și termenul ăsta care în iunie. O să avem amânări până se va termina procesul. A, deci, deci atâta timp cât avem un proces. Să suspend totdeauna. E pe ori, se va... Da. Când o să se ajungă la o hotărâre definitivă și irrevocabilă, atunci... Da. Da. Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva împotrivă, toată lumea pentru. Proiectul numărul 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cotului de execuție a bugetului local pe anul 2021. Discuții pe marginea acestui punct. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva?
Două abțineri. Domnul Barna și domnul Fătărescu. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind însușirea procesului de urbare referitor la rezultatele inventarierii patrimoniului public și privat al Comunei Balcan la data de 31.12.2021. Discuții pe marginea inventariei. Dacă nu sunt discuții, atunci supunem la vot cine este pentru. Se abține cineva? Tot două abțineri, domnul consilier Pazma și domnul consilier Pazma. Punctul numărul 6 din ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind acordarea diplomei de fidelitate și a unui premiu din bugetul local pe anul 2022 cuplurilor din Comuna Balcani care au împlinit sau împlinesc în acest an 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Se poate să fie și întrerupt? Da. Păi nu mai e cuplu. Măcar o condiție. Am dat la 26. Discuții, dacă sunt discuții. Întrerup 5 ani, iar... Hai grijă. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Toate bine. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistență personal ai persoanelor cu handicap grav și a numărului de indemnizații pentru anul 2022. Țin să vă spun că nu particip la această, la acest punct. Dacă sunt discuții. Atunci supunem la vot. Cine este pentru? Asistent. Toată lumea. 13 pentru că domnul este. Punctul numărul 8 din ordine de zi. Numărul 8. Proiect de hotărâre privind acordarea diplomei un secol de viață și a unui premiu din bugetul local al Comunei pe anul 2022 persoanelor care vor împlini în acest an vârsta de 100 de ani. Este unul? Sunt două persoane care vor împlini în toamnă. De la Fumoasa, da. Iftinca cumva. Două femei. Iftinca 100 de ani. Conofănică. Soția? Mama lui Paul. Mama lui Tudor. Mama lui Tudor? Da. Da, da, da. Dacă sunt discuții, dacă nu sunt discuții, supunem la vot, na, cine este pentru? La diversia ați avut acolo la material și un raport care, tot la fel cum am prezentat și data trecută pentru compartimentul registru agricol, aici este pentru compartimentul de asistență socială, activitatea pe compartiment. Cred că ați primit toată lumea. Dacă aveți ceva de lucrurile. Dar ce se înscrie la diverse, dacă vă referitor la raport mai nou? La raport. La raport? La diverse. La diverse, domnul Rață. Păi dacă tot domnul Gândă a ridicat mingea la fileu, eu propun să deschid o anchetă și primărie de judecată. Da, constructorul și cel care a fost atunci o verificat lucrările, poate iasă ceva de acolo bani. Eu știu să o spăla bani. Eu știu că domnul Gândă de multe ori vorbește fără să știe despre ce-i vorba, da, eu știu, poate iasă ceva și mai rămân niște bani la buget. S-a spălat bani de altfel, da. Am presa nici nu știi ce înseamnă noțiune de a spăla bani. Da, dacă dumnealui a spălat, de ce să nu se verifice, să stea cu conștiința păcată, că dumnealui a făcut tot ce trebuie pentru bani, să nu trebuie. Da. Eu am mai propus. Dar dumneavoastră vă place și drumul ăsta care... Sunt foarte mulțumit ce am făcut în perioada când am fost primar. Sunt foarte mulțumit și merg cu fruntea deschisă în comunitate. Eu merg cu fruntea și cu pieptul deschis peste tot unde mă duc și nu primesc reproșuri din partea nimănui. Asta simt. Asta simt eu. Dacă dumneavoastră, știu eu, nu vă place, pentru că asta de a sesiza. Nicio problemă. Nu, că s-a înscris domnul Sandu. Asta e mea domnul. Da. Domnul Sandu. Avem o problemă pe strada parcului și am văzut chiar și strada bisericii, o săptămână, două, iluminatul public. Ce se întâmplă? Fiecare noapte? Totul comun. Da. L-a întrerupt jumătate de noapte lor. De la 12 până la 13. Da. Păi de ce nu mai aparte? Că e mai important.
prin rotații, fiecare sat al Comunei Balcani face un... O economie. Păi și, o economie și cine a hotărât? Cine a hotărât asta? Facturile pe care a venit... Dar are. Nu ar trebui să treacă prin Consiliul Local? Nu? Decizia primarului. Nu-i neapărat. Da, dar poate foarte mult de supărat. Nu știu de ce decizia primarului, pentru că ar trebui să treacă să filtrat pe aici, la noi. Deci ce facem? Abuz în serviciu sau ce? Dar la Bacar marginea Bacar, o urmate să luați în viața, că e prea bun. Prea în zău, prea mult. Păi de atunci îi îngrădești. Dacă îți vine o factură de 500 de milioane... Nu persoane, dreptul la viață, domnule. La de lună. Tu ce plătești dacă n-ai de unde plătești? Nu știu, dar nu mi se pare... Păi verifică un pic cam cât a venit, domnul, și cât a venit până factura de lună. Și nu vine acasă vine factura mare. Mai tăiați din cheltuielile celorlalte. Dar de unde? Aveți de unde. Aveți de unde tăiată. Da, aici mi se pare ceva... Da, anotat. Am discuție. Acasă nu faci economie dacă îți vine o factură? Noi îl lăsăm ca acasă. Deci tu nu ai dreptul să-mi iei mie curentul pe strada mea, nu? Da, ține mai domnul Gânca. Poftim, ce-a spus? Doamna Grina? A spus ceva? Păi, bucă să dă seara. Doi nopți, dormim. Mai ales acolo adică și parcul ăla este plin de copii seara acum. Ajungem la alte probleme, nu am mai fost în trecut. Noaptea a vrut să... Da, cine domnul Gânga, am dat cuvântul, da. Domnul Gânga. Încep, încep cu drumul de la Balkan Skate. În momentul când s-au făcut lucrările respective, vedem lucrări care se fac și în ziua de azi, care se decopertează, se pune straturi de balastr, se compactează. Apoi, piatră spartă, după se pune asfaltul. Deci ceea ce se face în ziua de azi vorbesc, da? Cum s-a făcut la Căsoasa Frumoasa și nu-i drumuri de trafic cum ar fi de 586 Balcani, Schitul Frumoasa. Înțeleg, probabil, în perioada respectivă au fost puțin bani de s-o turnat exact cum s-o turnat. Direct pe drumul vechi, fără să fie decopertat sau lucrările care trebuie... pus înainte, nu mai vorbesc de consolidări la drum și de rigole, care nu există de la Balcan până la Schit nicio rigolă. Eu înțeleg, poate atâția bani au fost, da? Dar de ce la ora actuală, după 8 ani, când spune, domnule, hai să faci ceva, zic că nu în garanții, nu că nu se poate. Oare drumul ăsta, nu are, sectorul ăsta de drum de la Balcan la Schit nu are nevoie de o rigolă? Vedeți că nu mai putem interveni asupra lui? Vreți să continuăm să facem drumuri, cum ar fi la Chidonul sau în alte părți? Hai să-l facem fără rigole. Păi dacă îl facem fără rigole, cum e făcut ăsta de la Balcan la Schit, așa rămâne. Domnul Rață degeaba se supără. Dacă dumnealui îi place drumul ăsta, mie nu-mi place și la mulți nu-i place. Vedem accidente pe drumul ăsta, vedem podețe care, podețele respective nici nu măcar nu au, sau au 4 metri, se întâlnesc două mașini chiar... Băietul, generele dumnealui s-au dus cu mașina, a avut accident. Eu nu știu dacă i-a convenit atunci, nu? Păi să putea să mi se întâmple mie. Am venit la domnul primar și am zis, domnule, hai să facem podețele, să le, dacă asfaltul are în unele locuri 5 metri, hai să lărgim măcar un metru podețul, să încapă două mașini. Nu putem interveni. Nu se poate interveni și mai venim în fața și zicem, domnule, sunt mulțumit cu drumul de la Schit. Eu nu știu dacă ați mieți pe drumul la Schit dacă vă convine așa ceva. Eu merg prin părâm de o bucare. Dar mergeți prin părâm. Cum puteți dumneavoastră să spuneți, domnule, îmi place drumul de la Schit, că sunt atâția șoferi care merg pe drum și sunt accidente, mai ales iarda, prin curbi. Cum e acolo la încurături? Unde am zis că și domnul președinte... La botezat. Trebuie pus un tub acolo. Nu se poate pune de 8 ani. Sunteți mulțumiți? Hai să fim serioși și să facem treburile cum se fac. A vorbit cu domnul primar și intervin la canton, din păduri, toată apa când plouă, se duce peste casele respective. Hai să facem o rigolă cu buldo, ca apa să o deversăm, unde se poate, să nu se mai ducă la vecine de la... Referitor la curățitul răchiților, am văzut că mulți își curăță răchițele în fața casă, dar nu curăță două, trei să facă curățenii. Curăță, ia ce-i gros, restul rămâne câte o săptămână sau două
poate de frumusețe. Nu-i frumos ca să mergi pe un drum și să vezi 50 de metri de rachiți curățate și luați cei groși, restul rămâne acolo, că vine de la primărie să iei cu mașina. Ai curăță rachițele tu sau leți ca primărie să curăță, să fie treaba făcută, curăți 2-3 rachiți, faci curățenii și așa mai departe. Mai aveți, domnul Gânga? Da, mai am tot așa cum a spus domnul consilier la PNL. E foarte, foarte mulți oameni sunt supărați cu iluminatul public. Și aș vrea să remediem treaba, pentru că nu se poate de la ora 12 la ora 4 sau când să fie întrerupt iluminatul public. Deci trebuie discutat, vedem ce cheltuieli sunt, cât sunt, tăiem din altă parte. Eu aș fi de părere ca oamenii să trăiască cât mai avem zile, să avem lumină noaptea. Da, domnul Rață. Aș vrea să clarific un pic, nu știu dacă domnul Iliescu în perioada ce el lucra la primărie, în 2003. Nu? Nu mai țin minte. Pentru cei care nu știu, am fost prima comună din România care a făcut lucrări pe sapar de asfaltare. Chestia s-a monitorizat și pe TVR1 și pe TVR2 și așa mai departe. În momentul când s-a început această proiectare, acest drum, s-au făcut în condiții legale, în condiții normale, în condiții care trebuiau îndeplinite, cu decopertare, cu bătă, probabil domnul sau cei care, mă rog, comentează, nu erau prin comunitate sau lucrau. Hai, domnule, fii serios. S-au făcut 9,8 km. De ce s-a făcut chestia asta și nu s-au făcut rigole? Pentru a face o bandă de asfalt mai lungă decât ne-ar fi ajuns bani. Pentru că, ne-ați văzut, știți, s-a alocat o anumită sumă pentru o anumită lucrare. Atunci, cu conducerea primăriei, cu cei de la administrativ, cu cei de la Consiliul Județean, s-a hotărât să facem cât mai mult bandă de asfalt în detrimentul rigolelor, care se puteau face din locuitori și s-au făcut. De ce să nu recunoaștem că s-au făcut? Deci asfaltul s-a proiectat în 2002 și a început pe 7 august 2003. Deci am fost primii în România care am făcut lucrări pe și am început să punem bandă de asfalt covor. 2,7 km de consolidări de maluri. 36 sau 38 de podețe de 6 metri. S-a ajuns cu banda de asfalt la 6 metri până la biserica de la Rățeni, deci 5,4. Iar mai sus am încercat să lărgim, dar foarte mulți n-au vrut să cedeze din spațiu, adică din curți. În momentul când s-au ajuns, la neștiutul, nimeni nu a vrut să mai dea gardurile înapoi. Fiind presați de timp, am acceptat bandă de 4 metri. Dom'le, și bine mersi, de 20 de ani, toată lumea merge pe bandă de 4 metri. Că se întâmplă accidente, se întâmplă, dar nu se întâmplă din cauza lui Rață sau lui Luca sau lui Iliescu. Se întâmplă că sunt niște bezmetici, câțiva copii care lucrează prin străinătate și nu respectă nicio regulă și beau și merg fără permis și de asta vine și poliția des în comună, că știu eu, toată lumea vocifera de ce vine poliția. Păi din cauza asta vine. Când beau, merg ca bezmetici, viteză, copii care iau permisul cum îl iau, cu toate responsabilitatea spun chestia asta. De asta se întâmplă. Eu nu cred că un șofer serios a făcut vreun accident. Eu știu așa, că se merge pe partea dreaptă, viteza este adecvată în funcție de vizibilitate, eu știu de condițiile de trafic și așa mai departe. Deci nu pot să acuz pe administrația locală că se întâmplă accident. Când domnul Gânga nu-i place anumite lucruri, treaba lui fiecare, dorim, eu știu, lucrurile să modernizeze și să evolueze. În timp, mie, asta e, dar tot și dacă nu era asfalt, și dacă nu era nu asfalt, așa să câștigă. Și dacă nu era asfalt, circulau mașinile, nu că dacă un merg și dacă nu era asfalt. Nu-ți convine asfaltul, nu-i nicio problemă. Nu că nu convine mie, nu-i convine la șofer. Nu-ți care s-au făcut, nu-i nicio problemă. Dar dumneavoastră spuneți că vă place cum eu ce am făcut în Comuna Balcan cu toată responsabilitatea, sunt foarte mulțumit ce am realizat. Se putea face mai bine, mai scurt și mai bine. Nu că eu am încercat să fac o porțiune mai mare. Făceați până la Rățeni, făceați până la Rățeni un drum. Absolut, da. Atunci ai fi sărit în sus, deci nu are schimb. Nu. Dacă și domnul consilier Sofronie era în acea perioadă.
Dacă nu mai așa, așa s-a hotărât. Că în momentul actual nu se mai dă voie fără rigol, e un lucru foarte bun. A evoluat societatea. Este foarte bine. Că așa am văzut peste tot, nu numai pic. Căsoasa sau schit sau mai nu știu unde. Nu se mai dă voie, este foarte bine. La acea perioadă eu am căutat să fac cât mai mult și lumea mulțumită. Drept dovadă că mă votau cu 90% pistii. Da, asta e. Dacă îmi permite, nu-i place, nu-i. Dacă îmi permiteți o completare. Da, posibil. Exact asta e problema. S-a făcut în condiții legale, cum se permitea atunci. Este ce ea. Se face acum, se face tot în condiții legale și tot proaste. Pentru că sub asfaltul ăsta care se face acum, ar fi trebuit să fie lucrările de dedesubt, no, dacă vrem să criticăm. N-am verificat. Da? Păi nu avem nici apă, nici canalizare, nu-i. Dacă vrem să... Astea vă plac, domnul Gânga, că o să trebuiască sparte? Orice, a, vă plac, astea orice cum sunt mai bune ca cele de rând. Nu-s bune, e normal, să sparte. E normal, bun. Pentru că tehnica evoluează, domnul exact. Gânga. Exact. Dar mă tare vrei să ieși în evidență în fața... Domnul Rață, nu vreau, nu vreau să ies în evidență. Eu vreau să fac... Să, hai că te-am citit toți. Și să mai citim. În momentul când vrei să faci la schit, nu se poate face că-i făcut. Cine adică, a zis asta? Păi cum sunt cine a zis? De câte ori am spus asta îi. La Balcani, la schit este. Păi, prin atitudinea domniei tale, asta dovedește. Păi dar nu vă faci din acolo la, și nu s-a pomenit în procesul verbal sau în, eu știu, lista de achiziție, că se face din acolo. Domnul Rață, eu nu mai cade des peste 2 ani, ca să știți. Dar nu mă interesează pe mine. Deci nu o fac pentru electorat. Nu-i corect și nu-i bun asta până acolo. Se face un dig acolo mai sus, este foarte bine. Uitați, vă spun, foarte bine. Dar putea să fie transparent. De la 12 la 3 nu e nevoie de iluminat public. Și iarăși cu iluminatul public, are dreptate și domnul Sandu. Dar se poate fi în dispoziția primarului o anumită perioadă să întrerupi în funcție din factorului care corect. Vin. Nu iau apărarea lui Luca, ferească Dumnezeu, dar poate. Și mai este o chestie, dacă te duci după ora 9, constatat de 10 de ani, nu numai acum, până la ora nu e nimeni dimineață, nimeni. Poți să furi ce vrei, că nimeni nu ți iese din comun, nici câini nu mai sunt. Și în 2-3 ore, au cred eu că de la 11 la 3 să plimbă țața Ileana și cu bădea Vasile pe drum să... Corect, așa, ora e corect. Măcar seara și dimineața. Dar dimineața și seara aveți grijă că într-adevăr nu corelează orele și dar este o problemă. Dar rest... Dar are dreptate și domnul Sandu, să știți. Dar, din punctul meu de vedere, da, și dacă eu știu anumite zone cu risc acolo... Deci parcul aseară era ora 1 se poate era prea lungi. Cu plin cu copii. Deci, despre ce vorbim? Și se termin. Iar domnul Gunga, tot ce s-a făcut în Comuna Balcani au fost lucrări de început. Școli, diguri, pomenea cineva care, domnul Luca, peste 100 de lucrări. Eu vă spun că am 470, dar nu mă laud, nu le dau pe Facebook. Dar astea nu le vedeți și eu am făcut în toată comuna. Și eu nu cred că orice lucru care se realizează nu e în beneficiu cetățeanului. Orice. Și o șipcă bătută în gard, e ok, e pentru comunitate. Da, depinde și costul așa. Că nu vă place. Dar de ce nu faceți o sesizare? Da, eu sunt de acord. Faceți-mă o sesizare că s-o spăla bani. Dar cum? Ce sesizare? Că îmi pare rău acum că n-am știut. Deodată ce... Bani, dar n-am știut cum. Deodată ce oaie a fost mâncată de lup, la ce se mai intervii? Asta este cu proverbe. Aici, 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 da, mulțumesc. Da, doamna Crina. Eu aș veni cu o propunere. La strada noastră, Filip Frânțeni, dacă s-ar putea pune o oglindă sau ceva, deci nu există vizibilitate pe strada Filip și exact cum facem către Frânțeni, acolo la mine chiar, nu avem vizibilitate. Când virezi stânga, riscăm să ne ciocnim acolo. Și... Poate vom face vreun accident, îmi vreau să zic. Da, vorba de ciocnit. A, de bușe, da, dar de ciocnit eu trebuie să tăiesc. Chiar nu există o vizibilitate acolo. Da, la consumul de energie, la iluminatul public. Erau înainte, becurile erau de 300 de W fiecare bec. Acum cu... becurile astea economice, cât au? Maxim 15 bați. Chiar atâta de mult consumă? Sau 30-45 consumă, depășește consumul vechi care era înainte? Nu depășește, dar ce preț avea atunci? 2-5 kW. Și ce preț are acum? Nu, trebuie gândit ceva, trebuie gândit ceva ca fanii după fiind.
am aprobat acum un an, dacă nu mă înșel, ceva cu extindere pe uliță, și mai știi, ce să mai știi. Înlocuirea celorlalte pe care este vigoare? Da, da, da. O să dăm ordinul de începere. Dar tot prin fonduri europene sau... Administrația Fondului pentru Mediu. Dacă mai sunt discuții. Dacă nu, declar închisă ședința ordinară de astăzi. Vă mulțumim, toată stima și la revedere. Să aveți o săptămână de mai ușoară.